mai gândim acum să mai, să mai venim și cu alte propuneri. Deocamdată sunt în lucru. Un program, țin eu foarte mult să-l facem, un program de creare, dezvoltare și promovare a brandurilor. Pentru că... acesta nu există în prezent. Nu există, da? Nu. Dorim de la anul să introducem și acest program, pentru că noi, printre obiectivele noastre de sprijinire a startup-urilor, a competitivității, avem și obiectivul de a promova valorile și produsele autohtone. Așa încât acest program l-am gândit sub forma unor târguri bianuale, primăvară, vară, toamnă, iarnă, în care să decontăm tot așa cazarea, transportul, participarea la târguri pentru expozanții care își expun acolo produsele tradiționale, să fie un târg cu vânzare pentru promovare, mese rotunde, ateliere de lucru, dar asta începând cu anul viitor. Dacă nu putem chiar să facem târgul, primul târg în toamna asta. Eu, pentru asta hotărârea de guvern este făcută, dar după cum știți trebuie făcută și o dezbatere publică, pentru că tot ce are impact asupra IMM-urilor, asupra mediului de afaceri, trebuie făcut un test IMM. Știți că odată cu apariția legii, noi legea IMM-urilor, s-a introdus obligativitatea efectuării acestui test IMM. Deci programele le vom derula în continuare. Eu mă lupt să, sincer vă spun, mă lupt să obținem un buget mai mare. Anul trecut, într-adevăr, am avut 60 de milioane, anul ăsta avem 96. Poate la anul vom avea un buget și mai mare și nu vom avea aceleași probleme, sincer, pe care le-am întâmpinat acum cu deblocarea. Știți și dumneavoastră că ni s-a dat bugetul într-o anexă și în următoarea anexă s-a blocat și trebuie deblocat lunar, lună de lună, începând din martie pe bucătărie. Și asta ne încurcă foarte tare. Păi poate și de aici și anumite blocaje care sunt la beneficiari? Nu, la beneficiari nu încă, pentru că nu doar startul a fost lansat și nu impietează lucrul ăsta. Dar uitați-vă, avem probleme, cum vă spuneam, cu aplicația electronică, ce se înscriu în electronic. Dacă aveam bugetul total, puteam să achiziționăm aplicația pe întregul. Acum o achiziționăm pe bucăți din cauza acestei... Cum pe bucăți? Adică pe fie... Pe două, achiziționăm aplicația pentru două programe. Pentru următoarele două pe care le estimăm să le lansăm încă un contract. Astea sunt niște piedici, din păcate, care au venit începând cu anul ăsta și pentru că anul trecut deja aveam programele toate lansate. Anul ăsta am ajuns în iulie. Da. Timp este. Am vorbit chiar de dimineață cu doamna director din minister de la programe. Este timp, dar e păcat că puteau fi lansate puțin mai devreme. E programul național multianual pentru susținerea meșteșugurilor și artizanatului, care începe în 17 august, în jur de 200 de beneficiari, cu un buget de 1.700.000. Deci nu e un buget, un grant mare ce se oferă? Nu se oferă granturi. Eu v-am spus, este participarea gratuită la târg, cazarea și transportul produselor. Facilități. Da. Tot așa, programul național multianual de înființare de incubatoare tehnologice și de afaceri. Da, avem aici un buget de 13 milioane, în jur de 100 de IMM-uri care vor fi ajutate și bugetul ne ajunge și pentru înființarea 3 noi incubatoare. Acum câte sunt? În jur de 11. 11 incubatoare, da, înființate. Pe urmă pe Empretec. Mai puțin, ăsta e din 20 iulie o să înceapă, nu? Da, 20 iulie. Da, da. Bun. Următorul Empretec, da? Programul UNECTA de Empretec, România pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii. Ăsta e din septembrie, din septembrie. Aveți o dată acum? Nu ne-am gândit la o dată. Aș vrea pe la începutul septembrie. Sunt cursuri intense de antreprenoriat, workshop-uri în toate cele 8 regiuni, la 160 de beneficiari am estimat, cu un buget de 1 milion de lei. Față de anii trecuți, anul trecut și anul ăsta, am introdus gratuitate pentru aceste workshop-uri. Înainte se plăteau cursanții 1000 de lei. Anul acesta este normal că de aia vrem să ajutăm antreprenorii, nu să-i punem să dea bani de la ei. Și programul Național Manager,
care tot așa are un buget de 1 milion. Pe 3 august dorim să-l lansăm și am estimat ca beneficiare 20 de femei. 20 de femei. Anul trecut au fost mai puține, 12 femei, nu știu, 14. Da. Dar există cerere pentru el? Există, să știți. Da. Nu atât de mult ca pentru celelalte programe, da. Dar există. Da. Ce granturi li se oferă în femeie? Păi avem 90% alocația financiară nerambursabilă, cel mult 50.000 de lei pe beneficiar. Tot așa, pentru utilare, pentru echipamente, pentru site, pentru investiții în active necorporale, brevete sau... Condiții aceleași. Să aibă vechime, o anumită limită de vechime? Pe femeia manager să aibă cel mult 2 ani de la, înființare. Sunt eligibile micro-întreprinderile, PFA-urile, întreprinderile individuale. Și un lucru pe care l-am introdus anul ăsta, o cheltuială eligibilă, solicitată tot așa de mediul privat, comisionul de garantare care a devenit eligibil începând de anul acesta. Da, nu s-a mai, n-a fost cheltuială eligibilă. De anul acesta, în schimb, cei care solicită la bancă împrumut și li se solicită garanții, apelează la fondul de garantare, comisionul este eligibil. Comisionul de garantare, da. Tot așa legat, dacă vorbim de finanțare, da. Și am deschis acest, da. Subiect, am vorbit despre el. În afară de aceste programe și, după cum vă spuneam, programul român-elvețian pentru IMM-uri, mai avem în lucru, acum lucrăm la un program pe care îl vom aproba printr-o lege. Este vorba de acel program Small Business Support, derulat de către BERD. Din 93 se derulează acel program în România. Este un program care oferă consultanță de specialitate în afaceri prin experți internaționali, experții BERD. Anul acesta România a hotărât să se implice, am semnat deja un memorandum de înțelegere cu BERD-ul. Lucrăm la acest program astfel încât pe durata a 5 ani IMM-urile și nu numai IMM-urile și firmele de consultanță din România să fie mentorate, să fie pregătite, cursate, să oferă consultanță întreprinderilor. Pe lângă aceste servicii de consultanță, ne gândim să, și-au propus și cei de la BERD, experții BERD, să oferim totuși un AFN, o alocație financiară nerambursabilă pentru firmele asistate, un procent undeva între 25 și 75%, dar nu mai mult de 10.000 de euro. Se va merge pe niște domenii de competitive, cu valoare adăugată mare, pe eficiență energetică, pe managementul mediului, să dezvoltăm și partea asta, pentru că noi ne axăm foarte mult, noi de la minister, ne axăm foarte mult pe acordarea de alocații financiare nerambursabile și uităm și de partea asta de dezvoltarea afacerilor de consultanță, care este totuși necesară. Eu mă uitam pe SRLD, vorbeam de SRLD, mulți tineri în trecut, când era și acea acel criteriu de vârstă, aplicau, luau banii și mai departe nu puteau, mulți dintre ei nu puteau să dezvolte afacerea pe mai departe. De aia am făcut și acel protocol cu Fundația Business Leaders, fundația în care sunt oameni de afaceri de calibru, exact, să le ofere consultanță gratuită și așa s-a întâmplat. Dar este nevoie totuși de o mișcare la nivel național, să totuși să-i îndrumăm, să poată să-și mențină și să-și dezvolte afacerea, și asta va face programul Small Business Support. Și mai lucrăm de asemenea la un program, la un fond de data aceasta, Seed Capital Fund. E ceva mai nou pentru noi, aceste instrumente financiare mai puțin folosite. Deci noi în România s-a axat pe granturi, pe alocații financiare nerambursabile, pe partea asta de instrumente financiare mai puțin. Și lucrăm acum, chiar mâine o să am o întâlnire și cu Bursa, da. De Valori, să vedem cum putem să facem un parteneriat public-privat, să operaționalizăm acest fond de capital de risc, astfel încât să finanțăm startup-urile cu potențial mare de creștere și cu potențial de internaționalizare. Că pe asta se inițiază, vedeți, și la fondurile europene, în cazul fondurilor. Nu se mai merge să finanțăm tot.
tot, ci mai mult să finanțăm sectoarele cu potențial mare de creștere și care pot aduce valoare adăugată mare. Acea finanțare, mai avem balaște? Acea finanțare de tip SEED este acea finanțare care, să explicăm puțin, acea finanțare care se oferă, se dezvoltă afaceri și după aceea se retrage. Exitul se face, exitul. Se face exit. Lucrăm, suntem într-o fază incipientă, detalii nu o să vreau să dau în faza asta pentru că lucrăm. Ca idee, exact, un fond în care să avem finanțarea respectivă, să implicăm noi, de asta vrem să facem un parteneriat public-privat, statul cu ministerul nostru, cu finanțele publice pe de o parte și să avem pe de altă parte instituțiile financiare, fie că vorbim de cele românești, de băncile românești sau internaționale, Berdu sau Feiu, ne gândim. Este un proces într-adevăr de lungă durată, fiind vorba de un fond de risc, să dați seama cum se poate face într-o lună, două, dar aș vrea totuși până la sfârșitul anului să avem creionat un draft. Deci cine ar putea să-l facă dumneavoastră, statul? Cu băncile, da, cu Berdul, da? Poate implicăm fondurile, fondul de garantare, fondul de contragarantare și mediul privat, partea privată. E nevoie de mediul privat. Exact, da, da.